Vă salut, bunii mei prieteni, trecem de zor la treabă. Eu, data trecută, nu v-am spus un lucru și am regretat pe urmă. Vă spusesem mai înainte, dar trebuie să-l accentuez și data trecută. Eu am o mică problemă cu dinții. Sunt nevoit să-mi fac dinții la un medic foarte bun și din cauza asta am niște probleme de vorbire pe care mă strădui să nu le arăt. Dar în partea a doua a emisiunii de data trecută am fost un pic mai încet decât altă dată și multă lume a putut să perceapă că sunt demotivat sau știu eu că am lăsat mâinile în jos și sunt gata să mă predau mafie sau nu mai știu. Din cauza asta, vă rog dacă la un moment dat o să am anumite deficiențe și nu o să mă pot exprima la fel de bine sau la fel de tare, să știți că nu sunt demotivat. Am o problemă pe care o gestionez și vă spun lucrul ăsta nu pentru ca să mă jăliți sau să mă compătimiți, ci pur și simplu să aveți în vedere că există o asemenea problemă tehnică. Trecem la treabă pentru că am foarte multe să vă spun astăzi. În primul rând, noi am pornit o nouă campanie de promovare a Patreon-ului. O să-l promovăm pentru că vrem să avem cât mai mulți patroni. Așa cum v-am spus de la bun început, contribuția noastră poate fi de la o contribuție mai mare până la urmă, până la una simbolică. Dar și cei cu contribuția mai mare și cei cu contribuția mai mică, toți sunteți oamenii care vă demonstrați atașamentul față de acest mesaj. Am avut un caz săptămâna, acum 2 săptămâni, când un prieten de-al meu, un foarte bun coleg de-al nostru, mi-a explicat că nu mai poate să-și permită o contribuție și că se retrage din patron. Eu, când i-am explicat încă o dată, nici el nu știa lucrul ăsta, adică el avea o contribuție destul de mare. A zis că nu mai poate să o facă pentru că i s-au mai redus din profituri. Mă rog, fiecare are problemele lui și nici nu mă bag acolo. Dar el mi-a spus lucrul ăsta și eu am spus, dar rămâi te rog simbolic, rămâi te rog simbolic măcar cu un dolar. Bun, el a rămas cu un pic mai mult, dar m-a înțeles ce i-am spus. I-am spus, mi-ar părea rău să nu fii în rândul patronilor, pentru că noi chiar avem o strategie de colaborare cu patronii în cel mai apropiat timp. Contribuția dumneavoastră, noi avem câțiva patroni cu o contribuție extrem de substanțială. Pe unul dintre ei care are o contribuție cea mai mare, aproape a treia parte din suma pe care ne este livrată de către dumneavoastră lunar, nici nu știm cine este și cu atât este mai frumos gestul acestui om care sprijină acest curent de opinii în asemenea mod. Sper să ne cunoaștem vreodată, pentru că contribuția chiar este substanțială. Contribuția noastră este perfect legală. Dumneavoastră ne ajutați pe noi, mă ajutați în primul rând pe mine să scăpăm de o parte din datoriile pe care le-am avut și le-am cheltuit eu din tot absolut până acum și începem să... Și asta iarăși este legal. Toți cei care speculează că, nu știu, că poate banii ăștia se cheltuie pentru partidul politic. Nu, noi avem cheltuieli adiacente și eu dacă o să vreau din banii dumneavoastră să contribui la partid, o să vă spun și o să fac public chestia asta. Dar vă zic că încă din campanie electorală am ieșit cu niște datorii și slavă Domnului, cu ajutorul dumneavoastră, anul ăsta spre sfârșitul anului ieșim cu mai puține datorii. Asta vă spun pentru că noi vom porni acum o nouă campanie de colectări de fonduri pentru un an electoral foarte greu care stă să vină și care la ora actuală este într-o ceață totală. Eu am să mă refer la lucrul ăsta, am să mă refer, doar o să încep să mă refer la strategiile pentru anul viitor. Deci noastră o să vedeți că noi, Mișcarea Populară Antimafie, pe lângă încrâncenarea, pe lângă vehimența de limbaj pe care o avem împotriva unei hoarde tătaro-mongole și împotriva alte armate de ocupație, cum este mafia în Republica Moldova, o să vedeți că dincolo de această vehimență de limbaj suntem oameni foarte flexibili, avem strategii, avem tactici, o să venim cu propuneri cum să facem să ieșim din mizeria în care ne-am pomenit. Și acum trec ușor, v-am spus, domnilor patroni, vă mulțumesc pentru contribuție, v-am spus că pornim o nouă campanie și vreau să avem cât mai mulți patroni cu cea mai mică contribuție. O să fiu fericit dacă o să fiți câteva sute și vă încurajez și vă rog să deveniți contribuitori cu cât puteți, cu cel mai puțin cu cât puteți, dar o să vă simțiți parte a acestui mesaj și sprijinind financiar acțiunea pe care o facem noi. O să vedeți și o să vă convingeți că nu va exista în scurt timp un mesaj mai clar, unul mai lămurit, un curent de opinii care să dea lumină și perspectivă într-o vreme foarte tulbure cum o trăim și
cu jocuri multiforme, jocuri ascunse și adeseori foarte greu de dezghiocat, pentru că nici nu mai suntem într-o câmp de bătălie pur politic, suntem într-o decădere de limbaj groaznică, suntem într-o reglare de conturi între clanuri mafiote, unde noi, Mișcarea Populară Antimafie, v-am demonstrat și vă putem demonstra dincolo de toate insinuările care se fac asupra noastră că cei din platforma DA am văzut de pe lângă prostul satului, în momentul în care noi rostim cu un decibel mai jos cuvântul Plahotniuc, încep să ne pună în barca lui Plahotniuc. Dacă rostim un pic, un decibel mai jos decât ei, alte, deci imediat ești catalogat într-un fel sau altul. De ce? Pentru că ei sunt mai mulți. Pentru că ei, așa consideră ei, imediat o să ajungem și acum, pentru că au mijloace, au o televiziune din care pot striga mai tare decât noi. Noi am fost și rămânem aceiași. Uitați-vă la mesajul nostru constant în 2010 până acum. Și dacă n-aș fi omul implicat în politică și dacă nu mi-aș fi asumat cu toată responsabilitatea acest rol pe care l-am în această societate, ar fi trebuit să mă supăr, ar fi trebuit să le dau un cap pentru insinuările că și noi am putea să fim vânduți cuiva. Bunii mei prieteni, nu există și prin contribuția dumneavoastră a patronilor nu există vreo forță în țara asta, în lumea asta, care să ne determine pe noi să o dăm cotită de pe drumul pe care l-am ales. Bunii mei prieteni, acum o iau de la capăt pentru că am să vă spun mai multe lucruri și direct sau indirect am să vă răspund la mai multe întrebări pe care le primesc de la dumneavoastră în privat, în special după emisiunea de la TV21, până acum primesc întrebări și completări la ceea ce am spus eu acolo. Multă lume mi-a spus că a înțeles de la TV21 foarte exact ce spun eu și în cadrul emisiunilor. Nu știu, cred că așa a fost să fiu mai explicit acolo. Sau poate oamenii nu au avut urechea deschisă pentru ceea ce spuneam eu. Sau poate n-au privit această emisiune, pentru că acea emisiune tot și-au privit-o de câteva ori mai multă lume. Referendumul, vă spun care este percepția noastră asupra referendumului din 19 noiembrie. Bunii mei prieteni, referendumul din 19 noiembrie este o bucurie. Și vă spun de unde vine această bucurie. Deci, socialiștii lui Dodon, despre care eu vă spun că trăiesc cu coșmarul venirii lor la guvernare în anul viitor, și coșmarul ăsta rămâne până acum un coșmar real, adică se poate întâmpla lucrul ăsta. Noastră știți că eu am luptat întotdeauna smintiților care au îmbătat oamenii ăștia cu apă chioară, când i-au îmbătat cu faptul că alegerile au fost falsificate, că Dodon nu poate câștiga real alegerile, că numai dacă stă în binom cu Plahotniuc poate câștiga alegerile, numai prin fraudă. Eu întotdeauna am încercat să vă aduc cu picioarele pe pământ și să vă explic ceea ce făceam și în anul 2000, când veneau comuniștii la guvernare. Le spuneam: o să vă pară un joc de copii tot ceea ce faceți dumneavoastră acum, pentru că pot veni comuniștii. Și comuniștii au luat o majoritate constituțională. Slavă Domnului că Voronin n-a fost mintit, Voronin n-a fost comunist, Voronin a devenit mafior, Voronin și-a trădat propriile idealuri, multe lucruri a fost, dar n-a fost mintit să introducă dictatura proletariatului și să răstoarne Constituția Republicii Moldova. Voronin, pe lângă multe alte porcării pe care le-a făcut, n-a schimbat o virgulă în Constituția Republicii Moldova. Și asta trebuie să o ținem minte. Avea voturi să schimbe și tablița mulțirii, nu numai Constituția. Dar dacă vine Dodon într-un număr la fel de mare, avem siguranța că lucrurile pot merge foarte și foarte prost. Iată din ce cauză vă spun că noi vom fi și flexibili. Și iată de ce vă spun că referendumul din 19 noiembrie a fost o bucurie. Vă spun ce bucurie a fost. N-a fost bucuria proștilor. A fost și bucuria proștilor. Dar eu acum combat bucuria proștilor. Vorbesc pentru oamenii cu discernământ. În 19 noiembrie, Dodon și socialiștii lui
și-au dat un autogol. Și-au bătut un gol în propria poartă. Și dacă acum lor le pare că asta nu e atât de grav, va trece ceva timp și lumea, așa ca la fotbal, pe urmă, după ce s-a bătut un autogol, el nu arată foarte frumos. Toată lumea știe că nu s-a făcut prin efortul echipei pe care o sprijin. Da? Proștii cei și-au bătut singur un gol. Dar pe urmă, după ce trece, după ce se termină meciul, nu mai contează cine a bătut golul acela, contează doar scorul. La ora actuală contează doar scorul. Și în momentul în care l-am prins pe picior greșit, în momentul în care socialiștii și-au bătut un autogol, acum apare o șansă foarte mică, abia se întrevede, ca noi să construim din greșeala lor, a socialiștilor, ceva. Nu așa cum vrea Ghimpu, nu așa când vrea Ghimpu și nu cu Ghimpu. Așa cum s-a întâmplat și la referendum propriu zis. Noi n-am avut treabă. Oamenii care au stat acasă n-au avut treabă nici cu balurile lui Dorin Chirtoacă și nici cu Ghimpu. Chiar dacă smintiți ăștia au încercat să demonstreze că neieșirea oamenilor la unele de votare este o victorie a lui Dorin Chirtoacă a patra, zic ei. E sminteală chestia asta. Și nu la asta mă refer. Mă refer la faptul că dreapta, Republica Moldova, dreapta spun convențional, că pe dreapta imediat o să vă spun ce cred că avem pe dreapta. Mă refer cei care se declară pro-europeni, până la cei care se declară falși europeni într-o situație cum vine anul viitor, ar putea fi de folos dacă știm să aranjăm lucrurile într-un fel. Deci, când am spus că avem bucurie de la referendumul ăsta, m-am referit la autogolul pe care și l-a dat Dodon. Acum în privința lui Dodon. Dodon, dacă l-ați văzut, el personal nici n-a ieșit să cheme lumea la referendum. Știți de ce? Pentru că lui Dodon personal nu-i trebuie primăria orașului Chișinău. Nu-i trebuie primăria orașului Chișinău socialiștilor, da. Dar lui Dodon nu-i trebuie, așa cum nu-i trebuia lui Voronin. Așa cum nu-i trebuiește nimănui în țara asta primăria să o aibă la partidul lui dacă liderul partidului nu este primar. Dacă Dodon este președintele statului, el nu are nevoie de să pună pe cineva de la socialiști. Mai bine să fie dușmanii lui de moarte la primărie. Și are din asta de câștigat numai el, nu și socialiștii, dar nu poate un moldovean să pună un alt moldovean din partidul lui. Mai bine să o conducă cine vrei, numai nu un socialist. Pentru că cel care vine în fruntea Chișinăului devine imediat concurentul lui Dodon. Deci dacă nu ai un nepot cum a avut Ghimpu, n-are rost pe nimeni să pui la primărie. Așa e mentalitatea aici arată, așa se arată lucrurile, așa a fost de 26 de ani. Nimeni n-a riscat să-și pună pe cineva la primărie ca să devină concurentul lui. La fel a făcut și Voronin, care era destul de autoritar. S-a temut să pună o persoană influentă la primărie. Și din cauza asta s-a dus de-a dura la vale. Din cauza asta a pierdut în ultima campanie electorală. Vă zic, singurul norocos a fost Ghimpu, care și-a pus nepotul, care nu ieșea din cuvântul lui. Dacă n-ai un nepot, n-are rost. Că nu și-l făcea Dodon concurent pe ciobanul acela al lui, primar de Chișinău. Dodon a reușit și a făcut o tranzacție înainte de acest referendum, prin care lui Dodon și socialiștilor nu le-a mai revenit tranzacția cu Plahotniuc, nu le-a mai revenit Chișinău. Lui Dodon i-a revenit Bălțu. Deci Usatăi va fi condamnat în foarte scurt timp, în 2-3 luni zile va fi condamnat. Plahotniuc va insista pe lângă justiția lui Usatăi să fie condamnat pe viață, fiți atenți ce vă spun acum, ori la mulți ani de pușcărie, ori pe viață, pentru că articolul pe care este acuzat Usatăi prevede și condamnare pe viață, grup criminal organizat, deci organizarea unui omor și așa mai departe. Deci Usatăi va fi condamnat pe viață și în Bălți vor face alegeri până în primăvară și la Bălți va câștiga un om al lui Dodon. Lui Dodon e fericire să aibă un om la Bălți care să conducă Bălțul, numai nu Chișinău. Deci lui Dodon, prin înțelegere cu Plahotniuc, i-a revenit Bălțul, nu Chișinău. Aici taie și spânzul Plahotniuc și a pus-o pe Silvia Radu, va organiza ca să distrugă toate schemele de furt a liberalilor. Le-a spus lui Ghimpu, deja i-a spus să-ți iei toată cot, l-au zis, de la primărie și din toate funcțiile de stat și plecați.
O să l-o dat afară, deja și-o depus demisia fratele lui Valeriu Munteanu, ăla foarte cunoaște multe neologisme, băiatul celălalt, știți, de la Gimpu. Deci cu neologisme sau fără, pe frațul deja l-a înlăturat de la SIS și probabil că va instrumenta un dosar pe fapte reale lui Valeriu Munteanu. Deci Plahotniuc va merge până în pânzele albe cu liberale. Cu liberale. Deci eu asta o spun pentru cei care trăiesc o mare dramă, pentru cei care, că oamenii simpli, nu gașca îngrășată de pe lângă Gimpu și Dorin Chirtoacă, ci simpli unioniști, oamenii care trăiesc un ideal. Eu știu că le provoc durere acum, dar asta ni s-a întâmplat, asta deja s-a întâmplat. Și nu vă îmbătați acum cu apă chioară și nu ascultați pe Gimpu despre faptul că Dorin Chirtoacă va mai putea reveni la primărie și că votul chișinăuienilor este pentru Dorin Chirtoacă. Nu vă uitați de chestia asta, uitați, vă rog, de lucrul ăsta. Gata, chestia asta s-a jucat deja. Deci, ca să concluzionez pe segmentul ăsta. Deci, referendumul are următoarele elemente pe care le recunoaștem. Deci, socialiștii și-au dat un gol în propria poartă. Acest scor poate conta pentru noi, pentru că s-a văzut că chiar în condițiile astea am putea, există șanse. Pentru asta însă este de făcut un exercițiu foarte mare pe care noi, Mișcarea Populară Antimafie, o să-l construim. Noi avem mesaj, o să completăm mesajul nostru cu o tactică pentru anul viitor. Ce credem noi că va trebui să facem? Cel mai important lucru pe care pot să vă-l spun astăzi și care îl spun cei care sunt considerați dreapta în Republica Moldova, o să vorbim imediat despre lucrul ăsta, trebuie să-și facă un proces de conștiință. Fără un proces de conștiință, asta e greu. Asta e foarte greu, să-ți faci procese de conștiință. Eu le-am făcut în viața mea de câteva ori și eu știu cât e de greu să-ți fii propriul tău acuzator. Eu știu cât e de greu să faci lucrul ăsta. Dar numai asta ne poate scoate din mizeria în care ne-am pomenit. Pentru că nu avem nici argument în fața europenilor, nici argument în fața propriului electorat. Eu mă uitam aseară la o emisiune la Moldova 1, la care era Iurie Leancă. Doamne Dumnezeule, cum îl venerau pe acest Iurie Leancă, cum l-au promovat cu mătul sa la Europa Liberă, cum ăsta o învârtea și o sucea. E incredibil să asculți omul ăsta ce poate ieși din gura lui. Și cum omul ăsta nu înțeles de fapt ce a făcut el. Nu că proces de conștiință, dar măcar ceva, măcar un semn că înțeles ceva din ce i s-a întâmplat. N-ați văzut procesul de conștiință. Numai dacă nu m-ați urmărit pe mine, ci prin ce am trecut eu după ce am plecat din consilier prezidențial. Mă întreabă cineva după emisiunea de la TV21, zice, domnul Canuș, totuși de ce ați fost consilier prezidențial? Nervos. De ce? Pentru că i-a plăcut emisiunea și m-a crezut și a zis că vă cred. Dar de ce v-ați dus? Și eu mi-am dat seama atunci că oricât de mult aș explica ce am făcut eu la președinție, oricum asemenea întrebări vor fi. Vă spun lucrul ăsta în legătură cu ce vă spuneam acum. Oricum aceste întrebări vor fi. Știți de ce? Pentru că eu am lăsat o impresie proastă unor oameni și această impresie nu dispare. Indiferent, eu pot să vă aduc acum argumente și ele sunt și le-am adus de atâtea ori, că eu am făcut lucruri bune și a fost justificat și am făcut-o în interesul României și a Uniunii Europene și a parcursului european a Republicii Moldova. Și pot dovedi prin cifre, prin datele pe care le-ați văzut, prin multe argumente pe care le am. Totul nu voi fi întrebat. Totul nu voi fi întrebat. Exact ca și într-un banc, nu prea spun bancuri, exact ca și în bancul acela când zice... Ai fost aseară la noi? Da, am fost, zice. Dar ce mă suni la ora 2 de noapte? Păi zice, te sun ca mai mult să nu mai calci pragul casei noastre. Dar de ce? Păi zice, tu după ce ai plecat, zice, noi am constatat că ne-au dispărut bani din casă, bijuterii și tot aurul. Și păi și voi sunteți idioți cum credeți că eu l-am furat? Păi ce, nu, noi nu credem așa. Zice, pentru că noi pe urmă toate obiectele astea le-am găsit, dar impresia proastă a rămas. Așa se întâmplă și în politică. Eu am lăsat pentru niște oameni o impresie proastă și acea impresie proastă nu dispare. Eu am doar șansa să o gestionez și în fiecare zi să fac dovada faptului că sunt cel care sunt. Și asta este valabil pentru tot, în politică, în viața de toate zilele, procesele de conștiință.
personale pe care ne le facem, în măsura în care ne putem noi în sufletul nostru găsi greșelile, repara greșelile și puterea de a merge mai departe. Numai așa. Iar procesul de conștiință care trebuie să-l facă toți ceilalți este unul foarte complicat. Eu pot ajuta în sensul ăsta. Eu am toate experiențele astea în viață. Numai că vă spuneam, cum l-am văzut pe Leancă, asta vă spuneam. Eu nu consider și eu nu sunt omul pe care îi condamn public pe cineva. Da, eu îi ocărăsc pe toți. Eu le zic la toți, inclusiv mie îmi zic. Dar eu niciodată n-am spus despre nimeni că n-ar mai avea șansă în politică. Până și Ghimpu mai are șansă. Oricine are o șansă. Dar șansa asta depinde numai de el, nu de lumea din jur, numai de el, de cât de mult reușește el să-și facă procesul de conștiință și să nu se demotiveze, să aibă puterea să rădice, să meargă mai înainte și să învețe. Să învețe foarte mult. De aia eu îi spuneam lui Maia Sandu, domnule, eu sunt șocat să văd cum femeia asta nu învață nimic. S-o pomeni cu un rating mare în brață pe care nu îl poate gestiona. Până și prostul satului, mă uitam ieri la emisiunea lui Natasha, la partidul lui Natasha, unde sunt invitați ăștia să întrebe ce fac, să dea rapoarte. Deci până și la asta mă uitam că până și prostul satului a învățat ceva. A învățat ceva. Ne tot, aiurea, dar face niște pași, mimează, simulează, îi dă cu populismele. Asta nimic, domnule, asta nimic, absolut nimic. Apropo de chestia asta, prostul satului povestește: domnule, eu alerg în teritoriu, ia ca așa, ia ca alerg, eu mă duc, am de gând să strâng 1.000.000 de mâini. Care mâini să le strângi? Care mâini, netotule, să le strângi? Mâinile care se ridicau în piață, păi mâinile cele acum nu mai ai unde le strânge. Mâinile cele sunt pe târnăcopuri, în Anglia, în Italia, în Franța, în Germania, mâinile cele. Tu le-ai dat cu piciorul mâinilor celea. Care mâini le strângi? Mâinile tremurânde de pahar, care vor lua tot cu mâna tremurândă buletinul să voteze pentru Dodon? Alea mâini le strângeți voi acum. Sigur că vorbesc metaforic, dar asta e situația. Voi nu numai că ați dezamăgit, voi ați decimat un protest. Și numai prin inacțiuni la ora actuală, fără voi, fără Ghimpu, prin determinarea, printr-o minune că Dodon și-a dat un autogol, se vede că am avea o șansă. Dar șansa asta, în mod sigur, rămâne nevalorificată dacă nu ieșim din zonele noastre de confort și nu facem pași. E populism, tot ce aici fac, dar populism deja penibil. Frontiera dintr-un mesaj grav, angajat, unul foarte bine structurat și penibil, e foarte subțire. Este foarte greu în politică să mergi pe frontiera asta subțire dintre ceva foarte serios și grav și penibil. Ăștia nu numai că nu s-au învățat să meargă pe frontiera asta, ăștia au căzut în penibil de atunci. Dar așa cum vă spuneam, prostul satului măcar a învățat ceva, măcar populism a învățat, măcar spune ceva, mai asandu nimic, dar nimic. Eu am văzut astăzi o conferință de presă într-o situație politică care trebuie să o definim acum. Cu ce face Plahotniuc, ce face Usate, ce face toți ăștia. Maia Sandu iese și povestește că vor face un flash mob și fac o acțiune de partid împotriva violenței, împotriva femeilor. E un gest extraordinar. Eu cred că societatea civilă trebuie să se preocupe de așa ceva. Există o organizație americană, Republica Moldova, este Casa Mariei, la Hâncești, unde sunt primite femeile. Aici femeile sunt bătute în țara asta de vreo câteva sute de ani. În pravile lui Lupu era chiar și cum să-ți bați femeia. Cu care palmă, cum, cu mâna, cum să o pui, să nu o bați cu bățul. Aici femeile chiar și acceptă condiția lor de roabe în unele familii. E și o problemă foarte gravă, dar e o problemă de societate civilă. Nu e o problemă politică, mai ales într-o situație destul de complicată la ora actuală. Destul de complicată. Mai ales pentru Maia Sandu. Imediat o să vă spun, în primul rând pentru Maia Sandu. Maia Sandu care nu a făcut ceea ce trebuie să facă în politică. Maia Sandu care trebuia să rămână pe dreapta. Ea s-a dus în partida rusească. Spun încă o dată, ascultați-mă la ora la care vă spun. E ora 8:55 de minute, data de 22 noiembrie. Țineți minte ce vă spun eu. La ora actuală, resurse în afară de resursele lui Plahotniuc și a criminalității de la Moscova, resurse financiare, am în vedere pentru activități politice mari, nu sunt. La ora actuală, TV8 și Jurnal TV există din abonamentele grase
pe care le plătește criminalitatea rusă prin usatăi. Și nu vă mai încântați atât de mult de acest usatăi și să vă pară că șmecherul ăsta care vorbește într-un limbaj pe care îl înțeleg toți moldovenii n-ar fi un pericol. Usatăi este un pericol mare. Slavă Domnului, usatăi la ora actuală nu mai are cum să revină. Pentru că dacă îl condamnă, el o să fie indezerabil și pentru ruși și la Moscova. Știți de ce? Nu pentru că FSB-ul nu ar mai avea nevoie de dânsul sau că nici nu mai are nevoie deja. Dar el e, așa cum i-ar plăcea lui să spună, zbită iliocic. El la ruși, rușii recunosc doar puterea, numai forța. Ori ești crutoi, ori ești loh. El deja e loh pentru ruși. Dar mai ales dacă o să fie condamnat, nu o să mai aibă treabă nimeni cu dânsul. De aia eu i-am recomandat să ducă să dea pe mâna justiției londoneze. Măcar cel puțin o să-l poată trage Plahotniuc din urma lui și va putea să fie incriminat Plahotniuc. Bunii mei prieteni, apropo de inițiativele Maia Sandu care n-a învățat nimic, nu trebuie, și am spus de atâtea ori, nu poți să-l incriminezi, n-ai voie să-l incriminezi pe un criminal de crime pe care nu le-a săvârșit sau de crime pe care nu îi le poți dovedi. Noi în spațiu public, politic, vorbind și atacând politic, în mod sigur putem să spunem foarte multe lucruri, pentru că noi n-avem datoria, mai ales dacă nu suntem la guvernare. Eu n-am datoria să respect prezumția nevinovăției a cuiva. Ăsta Vasile Butnaru, agentul Vasile Butnaru, rezidentul, spunea: măria sa prezumția nevinovăției, măi nenorociților. Tu nu ai nicio treabă cu prezumția nevinovăției. Prezumția nevinovăției este o categorie a codului de procedură penală. Și s-a băgat acolo ca autoritățile să nu-l prezumeze de om pe om ca și cum ar fi vinovat, ca să nu încalce drepturile. Noi nu suntem procurori, noi nu suntem polițiști, noi nu avem calitate procesuală. Noi suntem liberi, și mai ales ziariștii, suntem liberi să spunem câteodată și neadevăruri, cum să spun neadevăruri despre mine. Și eu le combat cum pot, dar nu pot să fac nimic împotriva lor. V-am spus data trecută că dacă eu vreau să trăiesc cu lauri, stăteam cu medalia în piept și mergem fâlfâind pe undeva și așteptam să mi se dea onorul. Pentru că am luptat la Nistru, pentru că am suferit, pentru că nu știu ce am mai făcut, carte, nu știu ce am mai făcut și așa mai departe. Dar eu am acceptat să fiu în această luptă. Și chiar dacă eu acum vorbesc despre un proces de conștiință, despre o măsură organizatorică pentru a contracara acțiunile lui Dodon și Plahotniuc pentru viitoarea campanie electorală, eu nu o să încetez să-i critic. Chiar dacă știu că produc dureri pentru cei îndrăgostiți de Maia Sandu. Dar Maia Sandu nu este păpușă, nu este vedetă de ce mai priviți voi, de domn dva, de nu știu ce. Maia Sandu e politician, sau cel puțin pretinde că este. Și trebuie să aibă scut și spadă. Asta e politica. Politica nu e să ne spunem cuvinte frumoase unul altuia. Noi putem să facem alianță criticându-ne, nu spunându-mi cuvinte dulcegi. Pentru că suntem oameni, pentru că greșim la fiecare pas. Ba mai mult decât atât, eu vă spun acum dumneavoastră, și autocritica adeseori e populism și e minciună. Pentru că noi suntem subiectivi. Noi ne placem noi, pe noi. Și noi suntem subiectivi. Noi foarte greu reușim să ne apreciem propriile acțiuni. De aia, astăzi mă întreba un om de afaceri că îi se pare că are un agent în cercul lui și a zis: lasă-l acolo, lasă-l că-i să fii și tu mai prudent. Lasă-l să lucreze pentru oricine. Așa și eu zic. Este bine să întâlnesc critică. Nu vă atingeți de Maia. De-aia vă spun că nu învață nimic. De-aia vă spun că nu învață nimic. Și când spun că avem șansă pentru anul viitor, după autogolul pe care și l-au dat socialiștii, spun numai că am avea șanse. Fiind foarte puțin încrezător că acești oameni
că acești oameni învață ceva. Bunii mei prieteni, Rusia, așa cum am spus și altă dată și vă spun și acum, Rusia are alte tactici pentru Republica Moldova decât le-a avut până nu demult. Rusia nu mai vede Republica Moldova ca pe un aliat al său. Rusia vrea ca în Republica Moldova treburile să meargă prost. Așa cum era iarăși într-o butadă, să aibă un singur dinte și acela să o doară pe Republica Moldova. Atâta vrea Rusia de la Republica Moldova. Și va acționa deja nu prin Dodon, dar prin Nătașe, prin Nătașe Morar, care la ora actuală are resurse de la USATA-i la TV8, care va acționa prin Val Butnaru, care făcea acum un an făcea unire inteligentă, dar acum face mizerie criminală la același jurnal TV. Și eu acum spun despre oameni care, deci când vorbesc de Natalia Morar și de ce vă spun chestia asta, pentru că la TV8 mă uit foarte atent și uitați-vă și dumneavoastră cum a atacat-o pe Maia Sandu, cum l-a menajat pe prostul satului în două emisiuni alături, una față de alta. Dar de ce a atacat-o pe Maia Sandu? Pentru că Maia Sandu, la ora la care a fost pe Natasha Morar, încă nu ieși să se declare cu subiect și predicat că este în alianță cu prostul satului. Ea trebuia îmbrobodită și scoasă în public să spună ea cu gura ei că este în alianță cu prostul satului. Știți de ce? De atât prostul satului încă de asta vară deja are deja banii de la USATA. Are banii deja de la USATA. Pentru că finanțarea, v-am spus, banii are Plahotniuc și criminalitatea rusă care îi mai dă prin USATA aici. Și Moscova oficială care acționează la ora actuală subtil deja cu coloana a cincea care se dă pro-european în Republica Moldova. Vine, văd că fac publicitate în oraș, vine Xenia Sobchak, o panoramă rusească care își anunță candidatura ca și cum de opozantă în Rusia și care a avut un talk show, a stat toate femeile din Republica Moldova la Dom 2. Și să țineți minte, Xenia Sobchak deja vine în locul Rogozin și nu este mai puțin periculoasă pentru moldovenii fără discernământ decât Rogozin. Deloc nu este mai periculoasă. Pentru că în rezultat cu moldovenii se întâmplă același lucru. Dar la Xenia Sobchak or să alerge și moldoveni, și români, și toți care... Dar de ce? De atât că interesant. Eu am întâlnit smintiți care ziceau să-l vadă pe Dugin. Dar de ce? Dar eu nu sunt cu Dugin. Dar sunt curios, eu un filosof și mă duc și îl întreb. Băi, dar dacă ești așa de curios, de ce nu muși de fund un dihore? Dar ăștia o să se ducă la Sobchak, îi fac publicitate pe oraș. Mușcați de fund un dihore decât să mergeți, să puneți botul la așa ceva. E cu necătându-l un Năstase, al lui Slusar. Aici se duc lucrurile. Noi, când vă spun că am avea o șansă, acum vă aduc pe lângă șansa pe care am avea-o, vă aduc și pericolele din care cauza această șansă nu vom putea o să o realizăm. Pentru că noi, Mișcarea Populară Antimafie, v-am recunoscut sincer și vă recunoaștem sincer până acum că resurse umane nu avem. Singura noastră resursă umană sunt patronii și acest curent de opinii pe care îl creăm. Asta este singura și marea noastră resursă umană. Când spun că resurse umane nu avem, mă refer la alegeri locale, la activitate în teritoriu și așa mai departe. Dar noi asta o recunoaștem. Îi întrebați-o pe Maia Sandu, de ce în 10 localități la alegeri locale nu și-au testat forțele? Îi întrebați-o pe prostul satului, de ce în aceste 10 localități, în 8 dintre care au câștigat Plahotniuc, de ce ei nu și-au încercat forțele? Că ei sunt forțe cu rating, ei au resurse umane. Întrebați-l, uitați-l la prostul satului, cum vă povestește câtă lume are el. În fiecare localitate are organizații. De ce nu a participat la alegerile locale unde au câștigat
Partidul Democrat în 8 din 10 și o să le câștigi și celelalte două. La Sângera, știți cine a câștigat la Sângera? La Sângera a câștigat primarul Peledemis de altă dată, primarul glamuros de altă dată. Îi spune Valeriu Poiată. Dacă vă amintiți, a fost un film asemănător cu filmele despre Mânzatu, despre Valerian Mânzatu. Un tip glamuros cu ochelari negri care își parcasă o mașină în fața la oficiu Chia, care era a lui și care sfida și polițiștii și așa mai departe. Acel Valeriu Poiată este candidatul Partidului Democrat și a luat 36% în Sângera. În Sângera, bunii mei prieteni, nu în Belișenii vechi, nu în Prăpădita de Jos, nu în Fundătura de nu știu unde, ci în Sângera o câștigat. Și cum credeți, în turul 2, candidatul PNL-ului? PNL-ului. Deja știu pentru cine face agitație. Pentru cine o să facă agitație? Pentru Poiată, a PNL-ului, a PL-ului. Pentru Poiată. Poiată o să fie primar de Sângera. De ce Maia Sandu și prostul satului nu au avut candidat la Sângera? De ce nu au avut? Noi v-am spus de ce n-am avut. Noi nu avem oameni. Noi nu-i avem în localități. Și nici nu-i căutăm. Acum noi știm de ce. Noi am trecut de experiența asta. Dar ei sunt poporul, iubește. Unde-i poporul care iubește din Sângera? Sunt gogoașe vândute de ei. Din păcate, din păcate, ei nu au oameni cum nu-i avem nici noi. Din păcate, în localitățile noastre, situația e mult mai gravă decât li se pare, iar ei vând iluzii. Asta e ca să înțelegeți de ce eu spun că politica nu este aritmetică, ci este chimie. Când vă spun de procesul de conștiință, eu asta am în vedere, că avem nevoie de o chimie, avem nevoie de o reacție chimică. Și premiză, catalizator pentru această reacție chimică este deja autogolul pe care și l-au dat socialiștii. Dar asta deloc nu înseamnă că se va produce. Noi vom face tot ce ne va sta în puteri să producă această reacție chimică. Vom veni cu tot ceea ce avem noi, cu patronii, cu resursele dumneavoastră de la patroni, cu acest curent de opinii, cu ideile pe care le avem. Comic era ieri la asta, la Natasha, mă uitam cum prostul satului stătea, am oftică, sunt ofticat pe tipul ăsta, pentru că atâtea rele au făcut, atâtea rele au făcut. De-aia le spun că sunt dâra din carul filat, de-aia le spun toate lucrurile astea. Deci cum își încrețește el fruntea, cum dă ochi peste cap, cum îi aduce înapoi și se screme să-i vină vreo idee originală și nu vine. Dar de unde se vine? De unde să vină dacă nu ești om liber? De unde să vină dacă ai agenda ascunsă și de 3 ani de zile minți în continuu? De unde să-ți vină idei originale? Bunii mei prieteni, discursul lui Maia Sandu la congresul ei, se pare că congresul pentru asta și-a fost făcut. Revin ca să vă spun foarte exact. Țineți minte că eu vă spuneam că Filat a mai făcut o tranzacție. Vă spuneam că în primăvara anului trecut stă bine în pușcărie, bine mersi, și vă spuneam că Filat și mort o strădeze. Deci Filat a mai făcut o tranzacție încă în vara acestui an. Primăvara-vara. A făcut o tranzacție cu Plahotniuc, în care i-a cedat mijloacele lui de presă, de la Unimedia până la Ziar Național și tot ce i-a mai rămas lui. Și i-a cedat-o și pe Maia Sandu. Dar pe Maia Sandu i-a spus, ieți-o singur. Eu nu pot să o influențez din pușcărie. Ia ca ți-o dau pe Maia Sandu, o să-i transmit semnale, iar pentru asta Maia Sandu trebuie să ajungă în alianță cu Șalaru. Eu când zic că Maia Sandu trebuie să meargă încolo, nu spun cu Șalaru. Trebuie să meargă cu Băsescu, nu cu Șalaru. Să-l înlături prin dislocuirea lui Șalaru. Dar ei au fost făcut congres, i-au fost pus mesaj pe limbă prin care să-și combată pe urmă. Din partea Partidei Rusești. Pentru că Filat a împins-o încolo unde e trebuia să se ducă. Dar nu la condițiile lui Plahotniuc și al lui Filat. Ea era firesc segmentul de dreapta. Dar eu a ajuns în brațele Partidei Rusești. O ajuns în brațele lui prostul satului împreună cu USATE.
de acolo acum o să-i vină și de acolo o să fie drămăluită prin grosul ei cu relații la SIS și prin toate celelalte. Deci, ea i-a fost pus pe gură, pe limbă, i-a fost pus mesajul prin care să-și combată teza ei că dacă se face un referendum, eu voi vota pentru unirea cu România. Ea trebuia să combată deja chestia asta. Ea trebuia să, printr-un mesaj, să înfiereze România și să declare România ca pe un stat agresor și unul care ar fi ocupat altădată Basarabia. Că asta au spus. Încercați o mai scal de pe urmă. Dar de ce au spus chestia asta? Au spus-o ca să nu mai ajungă niciodată în alianță cu Băsescu. Să nu mai ajungă niciodată în alianță cu Băsescu. Ea i-a întors spatele lui Băsescu. Și din cauza asta, și din cauza asta, proiectul Băsescu va ieșua. Și din cauza asta, proiectul Băsescu va ieșua. Mie îmi pare rău că ieșuiază proiectul Băsescu, pentru că noi am fi avut posibilitate să consolidăm o dreaptă cu, și cu ajutorul lui Băsescu. Pentru că noi avem nevoie de o dreaptă geopolitică, de o dreaptă europeană. Și cei de stânga sunt care își camuflează apartenența lor la stânga. Deci platforma DA este un partid conceput de stânga, populist de stânga. Platforma DA nu este un partid de dreapta. Dacă îi întrebați, nici ei nu vă pot spune, dar haideți vă spun un lucru. O să fac un mic recurs în istorie, am și întrebări, o să vă răspund și la întrebări. Văd că sper că o să reușesc să duc mesajul ăsta până la capăt. Îmi permite condiția fizică. Apropo de necătândul lor, de ce noi am fost atât de vehimenți? De ce noi suntem atât de vehimenți atunci când este vorba de o alianță, o horă mare a tuturor forțelor împotriva lui Plahotniuc? Împotriva lui Plahotniuc trebuie să luptăm. Fiecare în parte, nu și împreună, nu să devenim conserva lui Usatei sau lui Dodon. Ei pot lupta? Bine, mersi. Iată, eu vă dau un exemplu. Astăzi Voronin declară că sprijină inițiativa societății civile, declarată ieri la o conferință de presă, de un referendum privind votul mixt. Domnilor, eu v-am spus, eu nu sunt părtașul democrației directe. Eu nu sunt părtașul referendumurilor. Dar referendumul este un instrument al democrației. Așa că și smintiți ăștia care fac politică din chestia asta, s-au cheltuit 9.000 de lei, Dodon să fie bun să întoarcă banii. Bun, vă zic, Dodon trebuie de criticat acolo unde trebuie de criticat. Democrația costă. O eșuată exercițiu de slavă Domnului. Dar nu trebuie să socotiți banii de la referendum în pensii, că este populism curat. Noi tot putem să facem și eu am să sprijin, noi o să sprijinim inițiativa societății civile, pentru că trebuie să scăpăm de votul ăsta mixt. Deși eu cred că nu se va ajunge până la referendum. Pentru că partenerii noștri occidentali, eu spus lui Plahotniuc clar, voi finanțarii nu o să vedeți pentru că ați fi dat comisia de la Veneția, s-a spus clar lucrul ăsta. Dar noi oricum trebuie să facem același efort. Eu consider și rămân de aceeași părere. Eu și astă vară când lumea ieșe în stradă, le spuneam, ieșiți împotriva votului mixt, ieșiți. Eu cred că el nu va fi, eu cred că vor renunța, dar nu pot să calculez exact pașii lui Plahotniuc, el e maniac. Eu spun și acum că votul mixt nu va fi, dar dacă va fi, nu va mai fi nimic după asta. Dar orice efort care se face împotriva votului mixt este binevenit. Nu era bine să intre în dialog cu Plahotniuc asupra votului mixt, cum au făcut-o ăștia fără discernământ. Dar împotriva votului mixt este bine. Și eu acum aud că Voronin va chema lumea să sprijine societatea civilă pentru împotriva votului mixt. Să fie sănătos. Pentru asta nu trebuie să unească prostul satului cu Voronin. Nu trebuie să facă lucrul ăsta. Să fie sănătos, să fie și el împotriva votului mixt. Cum nu trebuie să unească toți împreună, că devii conserva părții astea proruse din Republica Moldova. De ce eu sunt împotriva acestei hore moldovenești? Pentru că lumea asta a trecut experiențele astea de când e lumea și pământul. Ideea necătându-lui ăsta la limbă, alfabet, la etnie și mai departe, asta e idee leninistă, oameni buni. Deci Lenin, când a revenit în Rusia din Occident, când
Europa era în toiul unui război mondial, el a venit cu teoria războiului civil. Trebuie să știți că războiul civil a comuniștilor era necătându ăsta a susariadei lui Năstas. De aia vă spun că ei nu numai că sunt pe stânga, sunt tot ce vreți, toată mizeria sovietică de altă dată. Pentru că lucrurile întotdeauna în lumea asta trebuie să fie clare, lucrurile trebuie să fie lămurite, orice alianță foarte lămurită trebuie să fie. Și lipsa alianțelor nu ține în criticile pe care le facem, ele trebuie să fie permanente. Politica este o luptă permanentă, nu sunt vorbe dulceți, că nu suntem vedete de scenă. Nu suntem fuego, care trebuie să ne iubească femeile când se uită la noi cât de frumos cântăm. Lumea trebuie să ne voteze în funcție dacă răspundem intereselor lor sau nu. Asta e politica. Faptul că eu o critic Maia Sandu, asta nu înseamnă că eu n-aș putea să fac anumite alianțe. Că numai faptul că declară că este pro-europeană, chiar dacă nu are discernământ, chiar dacă a făcut atâtea, pe anumite segmente te poți înțelege. Pentru că vine hoarda tătaro-mongol. Și noi să formulăm acest mesaj. Dar vă spun cu anumite condiționări. Necătându-o ăsta, o a dus atâta rău Republicii Moldova. Nouă, tuturor, o distrus, de aia vă spuneam, de aia făceam metafora aceea, care mâini prostule le strângi tu acum? Că mâinile alea ridicate le-ai fugărit cu tot cu picioare, le-ai dat cu piciorul și au plecat oamenii ăștia. În sat avem niște haimanale care au cel puțin o hotcă la Vorcuta și care stă cu chiștocul în colțul gurii și te întreabă, dar nici și-i dai. Și tremur mâna pe pahar până acum. Și tot așa cu mâna tremurândă, o să iasă paharul de mână numai pe o clipă să arunce buletinul pentru Dodon. Și o spune mâna înapoi pe pahar. Exagerez, da, exagerez. Dar exagerez ca să înțelegem fenomenul. Nu există în Republica Moldova împăcare între pro-europeni și pro-ruși. Nu există împăcare. Și nu o puteți voi face nici pe segmentul lui Plahotniuc. Este greșită teza că Plahotniuc e un păcat pe toți pro-ruși, pro-europeni și așa mai departe. Împăcarea asta e proastă. Asta Lenin spunea, nu războaie imperiale, nu există războaie între țări, de-aia au făcut pace cu Germania atunci. Există numai lupta proletariatului împotriva imperialismului mondial. Proletari din toate țările, uniți-vă. Asta era necătându-l lui Lenin. Noi, dacă vrem să fim europeni, nu putem merge pe proletari din toate țările, uniți-vă, împotriva lui Plahotniuc. Nu putem să facem lucrul ăsta. Pentru că nu este paradigma noastră. Nu este calea noastră spre Europa. Dar și cu Plahotniuc în alegeri nu putem merge. Dilemă, nu? Dar noi avem ieșire din situație. Eu cred că se poate găsi ieșire din situație, dar cu foarte mult discernământ. Deci noi, indiferent că e vot mix, că e vot proporțional, dacă ajungem la viitoarele alegeri cu Plahotniuc, nu avem nicio șansă. Nu numai noi, Mișcarea Populară Antimafie, dar nici voi, nimeni, nu aveți nicio șansă. Dar, așa cum vă spuneam, și eu spun încă o dată lui Maia Sandu, care nu învață nimic, Plahotniuc nu poate fi combătut cu prostiile voastre. Cu cereri la procuratură de a fi tras la răspundere pentru uzurparea puterii în stat. Al Capone a ajuns la pușcărie pentru neplata energiei electrice. Criminalul trebuie băgat la pușcărie pentru ceea ce a făcut și pentru ceea ce îi poți dovedi. Fii și un fleac, dar de care să te prinzi. În momentul în care tu îl acuzi de fapte pe care el le-au făcut, nu le-au făcut, sau sunt îndoielnice, sau nu pot fi dovedite, îl ajuți. Așa cum l-au ajutat ei și cu învinuirea asta cu Proca. Repet încă o dată, usat-i al vostru. Usat-i al vostru, locul vostru de la Moscova, care vă dă bani acum. Ții prostului satului, Natasha Morar, la TV8. Ăsta ar putea acum singurul să-l ducă cât mai repede Plahotniuc la pușcărie. Dacă se duce și se predă organelor de urmărire penală
în Londra. Pentru asta trebuie să-și facă proces de conștiință. Pentru asta trebuie să-și recunoască propria crimă pe care o să săvârșit-o prin încercarea de a-l asasina pe Gorbunțov. Și să spună cine i-a dat oamenii. Și să-l tragă încolo. Și plahotniu. Bună seara, domnule Mocană. De ce credeți că Rusia se retrage din Siria? Rusia a ieșuat total în Siria. Rusia nu poate duce un război în Siria. Am avut foarte multe teme să vă spun astăzi, dar eu cred că găsesc paralele istorice între ceea ce a fost, de exemplu, lupta dintre Coreea de Nord și Coreea de Sud, paralela 38. O să revin, să ne amintiți de paralela 38 și eu o să revin ca să vă dau cum rușii calcă în străchin de atâtea ori. Cred că în Siria încă nu se văd proporțiile dezastrului, dar putem ști, mai ales într-un an în care, iată, se vor face alegeri prezidențiale în Rusia și el știe că rușii, așa cum sunt ei dornici de război și toleranți, nu numai că toleranți, dar buni băutori pentru fapte de eroism săvârșite în orice colț al lumii, cu toate acestea rușii nu înțeleg de ce Rusia a trebuit să intre în Siria. Așa cum mulți dintre ei deja nu înțeleg ce a trebuit să intre în poporul lor frate Ucraina. Putin a fost nevoit astăzi să trimite tancuri în Lugansk, din cauza că acolo s-a dat o lovitură militară. Deja s-au început reglările de conturi între ei. Dar USATIA vostru a fost în Crimeea. USATIA vostru, care acum este sursa voastră de finanțare a așa zisii drepte pro-europene. Nu că eu nigreață când vă vorbesc despre strategii electorale împreună cu dânșii pentru anul viitor. Nigreață. Dar o spun pentru că fac politică, n-am încotro. Și pentru că voi căuta ieșiri din situații. Căutăm împreună, noi cei care facem exerciții de discernământ, căutăm ieșiri din situații la ora actuală, greață-ne fiindu-ne, când ne gândim la câtă mizerie au făcut ăștia în țara asta. Bună seara! Ce puteți spune referitor la conferința pe CRM? Ce pot să vă spun despre conferința pe CRM? Deci, pe CRM-ul se strânge încet, dar la fel de interesant împreună cu Voronin. Voronin îi sacă puterile, omul așa e, la o vârstă înaintată începe să îi sacă puterile, el în mod normal trebuie să-și dădăcească nepoții acum, dar el cred că deci pe CRM-ul să există atâta timp cât există Voronin. Dar cu toate acestea, Voronin încă e carismatic pentru o anumită parte a populației. Felul cum spune, felul cum se exprimă, omul ăsta a avut o șansă în viața lui. Nu știu dacă mai realizează ceva acum. Mai încearcă și el să strângă fărmături de la masa lui Dodon și Plahotniu, care acum Dodon, dacă Dodon oricum pierde din electorat prin ceea ce face el. Și Voronin mai speră că o să-i vină electorat la el. Dincolo de asta, el are anumite exprimări interesante. Și așa cum v-am spus, Voronin a avut trei etape în președinția lui. Deci el a fost bolșevic și taliban până la respingerea planului Cozac. A fost pro-european în perioada 2004-2007. Și s-a întors și s-a dus tăvălucul la vale împreună cu Plahotniuc după 2006-2007. Asta a fost Voronin. Și nu știu dacă mai are șansa acum, pentru că până acum e mândru lui Plahotniuc. Banii care mai are acum sunt banii care i-a plătit Plahotniuc pentru sediu, și ala pe care l-a cumpărat de la dânsul, unde își făcea el mauzoleu sau ce făcea el acolo pentru Partidul Comuniștilor. Din spatele clădirii este de pe Ștefan cel Mare. Domnule Mocanu, de ce spuneți că Saakashvili este indezirabil în Ucraina? Nu este oare echivalentul activității dumneavoastră ceea ce face el în țara vecină? Nu știu, nu cred. Da, într-o măsură oarecare da, eu doar tot sunt indezirabil. Eu doar și despre mine spun că sunt indezirabil, nu? Adică eu nu spun că am sprijin popular ca prostul satului. Deci, Saakashvili este un om frumos, este un om simpatic și a lăsat în urmă o Georgie coerentă, cu politică coerentă, cu pași pe care i-a făcut și a făcut curaj, cu multe alte lucruri.
Deci, da, el este acum, este indezirabil, la fel cum sunt și eu, cum suntem și noi. Și nu zic că nu are șanse deloc. Pur și simplu, eu cred că el seamănă mai mult așa cum am fost noi până în 2014. Poate nu are alternativă. Noi tot n-am avut alternativă atunci, știind că nu avem șanse, am mers totuși așa pentru că și ne-am epuizat. Așa se epuizează și el. Eu când am spus chestia asta, am spus-o cu, cum să spun, cu atașament pentru cauza lui, pentru ceea ce face el, știi? El este încă și outsider în Ucraina, dar nu sunt sigur că nu suntem și noi outsideri aici, în felul în care vorbim noi despre moldoveni și despre metehnile moldovenilor. Noi fiind moldoveni, de fapt, dar moldoveni români, în sensul de români, nu altceva. Ce se întâmplă cu Germania? Tare aș vrea să găsesc, mai am doar 5 minute, vă răspund la întrebări, dar am vrut să mă, nu știu dacă reușesc. Poate pe altă dată am vrut să mai spun ceva, haideți să spun acum că dacă nu reușesc. Când v-am spus de proiectul Băsescu că eșuează, m-am uitat la ultimile numiri care le-au făcut ei. Doamne ferește, acolo Băsescu cred că a înțeles un pic că nu poate merge numai cu mâna lui Șalaru. Parcă au făcut un pas prin Guțu. Guțu, femeia asta cum îl venera altădată pe Ghimpu, așa am impresia că îl venerează pe Băsescu acum. Am impresia că s-a umflat în pene și Guțu, deși v-am spus, nu este corupt, nu este Șalaru. Văd că oamenii lui Guțu au acceptat să fie lideri în partidul celălalt alături de Sașoc. Sașoc fiind porecla din lumea criminală a lui Cimbriciuc, care a fost deputat de PLDM, pe urmă viceministru la apărare și acum e unul din liderii partidului ăsta, cum se numește el, la Unității Naționale. Bă, fraților, tare vă mai duce pe căi greșite dragostea voastră de parvenire. Tare vă mai duce pe căi greșite. Ce se întâmplă cu Germania? Încercările de a crea o coaliție de guvernare practic a eșuat. Merkel refuză să conducă un guvern minoritar. Sunt posibile alegeri anticipate în Bundestagul german? Sunt posibile, dar eu cred că ei până la urmă o să găsească o formulă. Dar de la asta, mecanismele statului funcționează ireproșabil. Mașinile germane nu iese de calitate mai proastă, nemții lucrează ca ceasul. Deci asta e o criză politică adevărată, de la asta pot fi niște schimbări chiar și la Bruxelles, dar minore. Deci eu cred că acolo se va găsi o soluție pentru o guvernare și nu se vor face alegeri anticipate. Dar dacă vor merge la alegeri anticipate, cred că tot dreapta câștigă pentru că stânga a luat puțin. Slavă Domnului! Domnule Mucanu, ce părere aveți de referendumul pentru anularea sistemului mixt anunțat de societatea civilă? Îl sprijinim. Îl sprijinim și vom trăi cu speranța că nu vom ajunge până la acest referendum, că maniacul de Plahotniuc și toate partidul lui, după ce el va pleca din lider de partid, poate vine Candu, cam asta acolo se va întâmpla, s-au mai amânat un pic planurile astea, dar sprijinim acțiunea societății civile și vom face tot ce ne stă în puteri ca să facem presiuni suficiente să anulăm acest vot mix, pentru că altfel e catastrofă. Bună seara! De ce nu vă folosiți de situația să creați ajutor să ceriți ajutor de la UE pentru a da jos pe Plahotniuc? Mersi! Facem asta! Facem asta în fiecare clipă! În fiecare clipă! Credeți-mă, vă rog! Nu facem populisme, dar asta o facem în fiecare clipă. Domnule Mucanu, am tot respectul pentru dumneavoastră și apreciez exercițiile dumneavoastră de luciditate, dar vorbind sincer, nu credeți că acest stat înnecat în prostie, ignoranță și mizerie este eșuat? Ți se face pielea găină de tot să petreci în această țară? Aveți dreptate, eu cred ca și dumneavoastră. Dar de la faptul că statul a eșuat, asta nu ne dă nimic. Pentru că de ceea ce spuneți dumneavoastră este adevărat, dar numai statul ăsta poate fi utilizat pentru a-l desființa. Adică instrumentul de desșurubare definitivă a acestui stat este chiar statul Republica Moldova. Eu am mai spus lucrul ăsta. Suntem singurii români din afara frontierilor României care avem un instrument de integrare românească și europeană.
ăsta, oricum, așa cum vi s-ar părea dumneavoastră, este statul Republica Moldova și instituțiile pe care trebuie să le luăm de mâna lui Plahotniuc și să le utilizăm pentru idealul, pentru realizarea idealului unității românești și europene. Eu cred în asta. IPN-ul organizează dezbateri publice cu reprezentanții partidelor parlamentare și extraparlamentare, declarații pro-europeni, unioniști și pro-euroasiatici. De ce Mișcarea Populară Antimafie nu a fost invitată la dezbatere? Nu știu. Altă dată am mai fost invitați? Nu știu. Cred că alții nu vor. Nu știu de ce n-am fost invitați. Dar nici nu mă rup tare încolo. Domnule Mocanu, ce credeți de inițiativa referendumului legislativ? Referendumul legislativ, cred că aveți în vedere de anularea votului mixt. Sprijin, v-am spus că sprijin. Bună seara, domnule Ocanu. Spuneți-vă, rog, ce se întâmplă cu Victoria Bank și dacă sunt adevărate vocile, precum că va fi cumpărată de Banca Transilvania. Plahotniuc are nevoie de un cumpărător de bună credință, pentru că rușii au pus gheara în gât tare. Deci el acolo i-a fentat pe niște ruși criminali foarte mari și are nevoie de un cumpărător de bună credință, și dar în orice caz intrarea Băncii Transilvania în Republica Moldova ar fi un lucru mare. Domnule Mocanu, bună seara. De ce nu vă referiți la tranzacția Red Union Finosa? Nu știu la ce vă referiți. Scriți mai exact ce aveți în vedere. Bună seara, domnule Mocanu. Este adevărat că Transnistria a acumulat datorii enorme față de Gazprom și acum noi trebuie să o achităm? Cel puțin asta pretind rușii. Rușii pretind și guvernele de aici, din păcate, au acceptat tacit lucrul ăsta, că noi ar trebui, dacă reunificăm țara, să plătim datoriile Transnistriei. Este un fel de cuia lui Pepelea, datoria asta a Transnistriei. O să revenim și la subiectul ăsta. Bunii mei prieteni, eu nu știu, eu nu prea îmi dau seama cum a fost această emisiune. Sper că a fost un exercițiu de discernământ bun. Eu v-am spus, am doar o problemă tehnică pe care o rezolv în câteva săptămâni și atunci o să revin într-un ritm normal. Vă mulțumesc și pentru înțelegere și pentru că sunteți aici alături cu noi. Promovați, vă rog, această emisiune. Noi o promovăm cât putem. S-au mărit vizualizările la această emisiune și se măresc încet numărul patronilor. Deveniți patroni și o să vă simțiți parte a acestui curent de opinie. Eu vă doresc o seară bună!